Hei, bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Eu astăzi m-am hotărât să fac încă un video pentru voi, pentru clientele mele și nu numai. Pentru cele ce eventual ați rămas fără unghiuțe sau veți rămâne fără unghiuțe și am aici deja mâna mea dreaptă este rămasă fără material. Degetul arătător are unghia falsă, unghia din gel îndepărtată cu pila, cea de pe mijlociu este smulsă. Am făcut-o special așa pentru a vă arăta și vouă cum va arăta unghia voastră, cum se va prezenta după ce veți smulge materialul cu dinții și vă veți traumatiza unghia. Ea va suferi rupturi pe suprafață, unele mai adânci, altele nu foarte adânci, vor arăta ca mici exfolieri. Cuticula nu este de asemenea prelucrată, pentru că vreau să încep exact cu treaba asta și să vedem cum puteți să vă curățați cuticula acasă. Bun. Pentru început, o să vă arăt materialele. La fel, o să folosesc spatula și foarfecul astăzi. Pilele, aceleași pile pe care le-am folosit și zilele trecute. Pila metalică, aceasta este pila mea de carton, care pe o parte este mai dură, pe o parte este mai fină. Pila de sticlă, v-am arătat-o și tura trecută, însă nu v-am spus ce puteți să faceți cu ea. Practic, puteți să o folosiți la aproape orice, chiar și la scurtatul unghiei false, cea cu material. În momentul în care vreau să fac o scurtare de unghie sau orice pilire la ea, dar nu am în casă decât genul acesta de pilă, să știți că faptul că ea este foarte fină nu mă deranjează. Pot să-mi fac treaba cu ea. Este adevărat că nu o să avem același spor ca și cu o pilă normală și cel mai probabil procesul o să dureze mult mai mult, dar nu este ca și cum nu aș putea să-mi fac treaba, da? Prefer să vă arăt toate tipurile de pile pentru că în casă oamenii au lucruri diferite și materialele pe care le fac vreau să le fac ținând cont de faptul că nu putem să ieșim din casă, nu putem să ajungem toată ziua, bună ziua, la cumpărături. Poate nu vă pricepeți ce anume să vă comandați de pe internet și atunci prefer să vă dau exemple cu lucrurile simple pe care ar trebui să le aibă orice om în casă. Următoarea pilă pe care o să o folosim astăzi este genul de pilă cu care se face luciu unghiei, este un buffer. Pe internet îl găsiți sub denumirea de Shiner. El pe o parte este puțin abraziv și pe o parte este foarte, foarte fin. Cu partea asta putem să pilim eventualele crăpături și rupturi de pe placa unghială, iar cu partea foarte, foarte fină o să-i dăm luci unghiei naturale, da? Puteți să folosiți și un alt tip de buffer, unul care este puțin mai dur, dar nu foarte, foarte dur. Important este să fie cât mai puțin agresiv cu unghia voastră. În momentul în care noi dăm materialul jos de pe suprafața unghiei, indiferent că este prin îndepărtarea corectă cu pila, prin pilire, da, sau prin smulgere, unghia tot se va subția la prima etapă, da, unde am dat unghia jos, cea falsă cu pila. Chiar dacă stratul care se va lua de pe placa unghială este unul foarte, foarte micuț, totuși unghia va suferi această traumă și anume se va subția. În momentul în care unghia mea este smulsă, atunci traumele vor fi și mai în profunzime, da? Adică rupturile acestea sunt mai în profunzime. Practic, unghia asta a suferit deja mai mult și necesită un pic mai multă atenție, da? O să încep întâi cu curățarea cuticulei și vreau să fac treaba asta prin trei exemple, la fel cele mai simple și destul de la îndemână pentru fiecare dintre voi.
După cum știți, v-am explicat că varianta cea mai simplă este după duș, în fiecare seară, să vă împingeți faldul cu propria voastră unghiuță, da? În momentul în care eu fac treaba asta, faldul meu, adică marginea degetului care înconjoară unghia, se va retrage, cuticula nu se va extinde pe suprafața plăcii unghiale și ar putea să fie unul dintre metodele în care eu îmi curăț cuticula seară de seară. Practic, nu este o curățare, pentru că ea nu se curăță în totalitate, da? Dar dacă eu fac procesul ăsta, doar atât, apoi hidratez foarte bine unghia, zona cuticulei, da, faldul, marginea degetului cu ulei și frec foarte, foarte bine toată, tot uleiul acela până când intră în piele, atunci cuticula noastră se va desprinde de pe placa unghială, încet, încet. Nu o să fie nevoie de o operațiune de foarte lungă durată sau de materiale pe care nu le aveți la îndemână, ci pur și simplu este o operație care vă face pe voi să vă întrețineți această cuticulă, da, să nu se extindă foarte, foarte tare pe placa unghială. Dacă aveți o cuticulă destul de mică, da, așa cum am eu, și un fald, la fel, care nu se extinde până la jumătatea unghii, ci este destul de cumințel și retras la locul lui, nu aveți o cuticulă uscată și tare, puteți fără nicio problemă să faceți treaba asta și este aproape suficient, da? Pentru o manicură de criză este suficient. La etapa următoare, ulei frecat foarte, foarte bine, hidratat și repetat procesul în fiecare seară și o să vedeți că nu o să aveți probleme cu ea. În cazul în care nu este suficientă pentru mine această curățare, am o cuticulă care este mai uscată, care este mai extinsă pe placa unghială, da? Pot să o lucrez cu instrumentele. La fel pe uscat. Pe uscat înseamnă fără să aplicăm nimic în zona cuticulei, ci doar să fim spălați pe mâini. Varianta de înmuierea mâinilor înainte de manicură, cea care se făcea pe vremuri, nu este neapărat greșită. Puteți să faceți și treaba asta dacă vă ajută să vă curățați mai bine cuticula sau să vă împingeți mai ușor faldul. Bun. În momentul în care vreau să folosesc ustensilele, cum trebuie să procedez? Prima oară voi folosi spatula pentru a împinge faldul ușor din exterior către mijlocul unghiei și nu invers. Apoi în partea asta la alta, același lucru, din exterior către mijloc. Nu trebuie sub nicio formă să apăsați, practic spatula voastră trebuie să intre pe suprafața plăcii unghiale perpendicular undeva la unghiul ăsta. Treaba cu unghiul diferă în funcție de ce fel de spatulă aveți, dacă folosiți bețișor și oricare alt instrument și nu un pusher profesional. După ce am împins faldul, etapa următoare este să rașchetez cuticula de pe placa unghială. Da? Practic, aceasta de pe placa unghială este cuticula. Știți că noi spunem popular cuticulă la partea de piele care este în continuarea degetului, adică exact aici pe fald, unde v-am arătat mai devreme cum să faceți. Este foarte, foarte important să nu apăsați. Este posibil ca la mine se vadă ca și cum aș apăsa pe unghie din cauza zoomului,
Dar să știți că nu apăs deloc, pur și simplu plimb spatula pe suprafața unghiei. Și fac mișcarea asta repetat și mai repede sau mai încet, depinde. Până când toată partea albă de pe placa unghială se îndepărtează. Pentru ce trebuie să fac eu acest procedeu? El nu este neapărat obligatoriu, chiar cele ce aveți o cuticulă frumoasă și nu necesită această curățare, puteți să le lăsați așa și să nu umblați la ele, să le stricați sau să le ciopărțiți degeaba. Dar dacă am o cuticulă care este mai extinsă, care este urâtă, care este seacă, dacă nu am folosit mănuși la curățenia domestică, așa cum am făcut eu acum, ca să vă arăt cum se vor prezenta cuticulele mele și așa mai departe, și trebuie să facem o curățare care să rezulte un aspect mai drăguț, pentru că altfel nu merge, da? Încercați varianta asta, dar vă rog foarte, foarte mult să aveți grijă, să nu vă grăbiți și să nu lucrați deloc apăsat. După ce am curățat tot ce este alb de pe placa unghială, etapa următoare va fi să curăț cu capătul opus sau mai ascuțit al spatulei. La fel, spatula va diferi de la o persoană la alta, de la o firmă la alta, din centru către exterior. Merg. Spatula mea trebuie să fie perpendiculară cu unghia. Și să rașchetez, practic, ceea ce eu am introdus în interior prin mișcarea de frecare de mai devreme. Da? Pentru că eu, prin mișcarea de mai devreme, am băgat toată cuticula mea între fald și unghie. Și acum trebuie să o curăț de acolo. La ce o să vă mai ajute? La faptul că în momentul în care vreau să acopăr unghia cu material, respectiv lacuri sau tratamente pentru rezistența unghiei, în momentul în care unghia este curățată de această cuticulă și eu vin cu materialul până sus, până lângă ea, nu o să se cojească materialul, o să fie mai rezistent, nu o să se ciobească cum se ciobește de obicei oja sau lacul după caz la 2-3 zile sau la săptămână. Mi este destul de greu să fac mișcarea prin cameră, dar încerc să mă străduiesc să-mi iasă, să înțelegeți. Bun. La etapa asta deja ea arată binișor și ați putea să o lăsați așa, la fel să o hidratați foarte, foarte bine. Sau puteți să vă tăiați excesul de piele care vi se pare că este ciufulit sau care este mai extins. Nu v-aș recomanda să faceți treaba asta, pentru că sunt sigură că o să le ciunțiți și mie personal o să-mi fie foarte greu să le lucrez din nou când o să reveniți, sau mă rog tehnicienilor la care mergeți. Iar etapa a treia este etapa în care putem să folosim cuticle remover. Este o soluție care vă înmoaie cuticula de pe placa unghială. Nu contează chiar atât de tare de la ce brand este. Cel pe care l-am eu, mă rog, este un brand care nu se găsește în România, slavă Domnului, nu e așa grozav. Așa, aplicăm această soluție, este un pic gelatinoasă, așa foarte puțin, și putem să începem rașchetarea cuticulei de pe placa unghială. La fel, în același stil, de pe exterior mă duc să împing faldul doar. Asta o să fac în primul pas, în al doilea pas voi rașcheta cuticula de pe placa unghială și în al treilea pas, cu capătul opus,
o să curăț ceea ce am rașchitat și a intrat între falt și placa unghială. Acum rașchetez. Acest remover pentru cuticulă se poate găsi și în magazinele de specialitate, acestea unde mai găsiți soluții și produse de înfrumusețare. Puteți să-l comandați de pe internet, mai găsiți pe la farmacii. Nu este neapărat obligatoriu să-l căutați pe site-urile de specialitate, da? Mi-am dorit să vă dau variante de lucru care să fie și la îndemână, unele mai profi, altele mai puțin, în funcție de cum poate fiecare. Important este că trebuie să înțelegem că îngrijirea putem să o facem indiferent dacă avem neapărat produse profesionale sau nu. Bun, după ce voi curăța tot acest exces de cuticulă de pe suprafața plăcii unghiale, la acest remover este important să mă spăl după ce l-am folosit, da? El conține ceva uleiuri și în momentul în care nu m-aș spăla, după ce mi-am curățat unghia cu remover, acele uleiuri ar rămâne pe placa unghială, lucru care m-ar deranja atunci când aș aplica tratamentele sau oja clasică sau în cazul în care vreți să vă faceți manicură cu ojă semi-permanentă, la fel. Înainte de a începe procesul de aplicare a produsului, trebuie spălată unghia de acest remover. Am trecut la pasul 3, pasul în care de pe centru merg cu spatula perpendicular către exterior. De ce nu invers? Pentru a nu avea probleme în cazul în care am un colț sau o bucată de unghie care se desprinde și dacă eu aș veni cu spatula în sens invers, da, aș putea să mă rănesc. Așa, din centru către exterior, tot timpul veți lucra safe, cu condiția ca spatula să fie perpendiculară pe placa unghială, să nu vă scobiți cu ea în șanțuri, da? Pentru că atunci vă veți răni. O să șterg un pic excesul ca să văd ce am făcut. Faceți mișcările acestea până când observați că mișcați spatula pe unghie, dar ea nu mai curăță nimic, da? Și atunci înseamnă că suntem gata. În cazul în care vreți să vă tăiați ceva din extensia faldului, popular cuticula, dar cuticula s-a dus, ea nu mai este pentru că am curățat-o cu remover, da? Tot ce a rămas acum, acesta se numește extensia keratinoasă a faldului proximal. Dar pe voi nu vă interesează treaba asta. Asta este discuție între tehnicieni, da? Bun, în momentul în care vreți să faceți această tăiere, recomandarea mea este să tăiați foarte, foarte, foarte puțin din această extensie, practic jumătate din cât am eu aici, doar ceea ce mi se pare că este un pic în sus sau este mai înalt decât restul acestei margini, da? În momentul în care faceți tăierea, ca să fie cât mai sigur, foarfecul vostru trebuie să fie culcat pe fald, aici pe lateral. Nu prea văd. Iar pe parcurs, cum vă îndreptați către
mijlocul unghiei. Aveți grijă să îndepărtați foarte, foarte puțin și cum vă apropiați de mijlocul unghiei, foarfecul să meargă pe dedesubtul acestei fâșii foarte, foarte mici de piele. Și nu mai mult, dar nu vă trebuie mai mult decât atât. Este suficient. Mai am aici o ațișoară. Foarte, foarte mică, dar dacă o las, la un moment dat, când se va deshidrata pielea mea, acea ațișoară va provoca o ruptură. Atenție, foarte, foarte puțin. Dai, foarte puțin. Uitați, vedeți, mi-a rămas în continuare cam o jumătate din extensia faldului meu, da? Și este suficient. Pentru că nu trebuie să vă eliminați tot acest țesut care reprezintă protecția degetului, da? Și trebuie să vă protejați degetul, pentru că el suferă mereu. Uitați, eu abia ce am avut aici, o infecție de la nimic. Da? Bun. Acum, aș vrea să trec la unghia cea traumatizată. Este neprelucrată, nici într-un fel. Prima și prima oară o să încep cu a-i da o formă. În momentul în care îndepărtez unghiile din gel în totalitate și unghia naturală rămâne goală, trebuie să știți că recomandarea este să eliminați vârful de tot. Eu am totuși placa cât de cât grosuță, nu este foarte, foarte moale, nici nu este extrem de dură, nu este foarte subțire, este ok, astfel încât pot să păstrez o lungime destul de mică de vârf. Dar pentru cele care aveți unghiile foarte subțiri de la natură și mai cu seamă ele vor fi și mai subțiri după ce le veți îndepărta materialul de pe ele, recomandarea este să piliți vârful până la zero, da? Adică până rămâneți fără vârf. Eu o să o pilesc doar cât să-i dau o formă și pentru că tura trecută noi am pilit cu partea mai dură materialul, adică vârful unghiei false, tura asta, unghia naturală, o vom pili cu partea mai fină de pilă, da. Cum v-am spus eu tura trecută, în momentul în care lucrați cu stânga la dreapta, nu mișcați doar pila, ci mișcați și pila și mâna pentru a fi o mișcare eficientă. Și pentru a avea un rezultat cât de cât rapid. Ați observat că de fiecare dată când vă piliți unghiile acasă, vă rămân părți din placa unghială pe dedesubt, care atârnă așa ca niște ațișoare. Pe acelea puteți să le luați la final cu o pilă, tot așa foarte fină, eventual cu ce mai aveți pe acasă, dacă aveți pile de metal sau pilă de sticlă, ori cu buffer, da? Dacă vă achiziționați un buffer ca acesta, puteți să vi le îndepărtați cu bufferul. Cel fin, evident. Este încă destul de lungă unghia mea. Uitați, genul acela de ațișoară, da? La final îndepărtați. Încerc să îl scurtez cât mai mult, de ce? Pardon, pentru a nu fi predispusă unghia mea la rupturi, da? Oricât de mult aș încerca eu să o protejez cu tratamente,
ea nu o să mai fie rezistentă ca o unghie cu gel. Mai mult decât atât, voi dacă v-ați obișnuit cu unghiile cu gel, aveți mișcările mai dure și mai brutale față de cum ar trebui să le aveți pentru unghiile normale. Și atunci o să le bușiți în ghilimele mult mai repede, mai repede decât vă imaginați. Sper să fie cât de cât dreaptă. Bun, pasul următor este să elimin cât de mult pot aceste rupturi pe care le-am pe unghi. Aici mai am un pic de material. La fel, voi merge cu pila cea fină și voi încerca să le îndepărtez cu mare grijă, pentru că nu vreau să pilesc unghia naturală mai mult decât este deja. Trebuie să îndepărtăm aceste rupturi. De ce? Pentru că în momentul în care noi smulgem materialul de pe unghie, părți din placa noastră unghială se exfoliază și rămân așa în sus. Bineînțeles că știți asta. Dacă ați rămâne așa, vi s-ar agăța acea parte de unghie de tot ce înseamnă mediul înconjurător, de păr, de haine, de suprafețe și așa mai departe. Și atunci, pentru asta încerc să elimin aceste crăpături, să aduc cumva la nivel cu restul plăcii unghiale cele bucăți de placă care stau în sus. Aici mai am ceva material și mă chinui puțin cu el. În cazul în care am bucăți de placă desprinse mai tare, va trebui să pilesc acele bucăți. Dacă nu și sunt bucăți mici, trebuie să insistăm. Atenție, cu pila insistați doar pe acele bucăți și nu pe toată unghia, doar pe acele crăpături. Marginea pilei să meargă doar pe acele crăpături. Ceva pe aici. Cred că o să le las să vedem ce pot să fac cu ele din buffer. Nu vreau să pilesc unghia mea foarte, foarte mult. Bun. Puțin voi prelucra cuticula. Foarte puțin. Împing întâi fadul din exterior către interior. Mi-este mai comod cu mâna stângă la dreapta să lucrez ținând mâna pe masă drept decât așa. Mai că așa ar fi fost mai ok pentru voi, dar nu știu dacă reușesc. O să aplic puțin cuticul remover pentru că de când stau cu voi în filmare mâinile mele s-au deshidratat, ele sunt deja deshidratate de la faptul că nu le-am protejat și le-am folosit în ultima perioadă cu soluții toxice. Nu este ok. Vă rog din suflet, fetelor, să purtați mănuși la orice faceți. În perioada asta, mai ales când stăm închiși în casă și mai vine și Paștele și ne pregătim cu curățenile generale, sunt sigură că aveți și pielea și mâinile varză.
Bun. Pasul 3. Curăț cu spatula. Din interior către exterior. Nu prea am poziție. Etapa următoare va fi să folosesc bufferul pe care vi l-am arătat și să pilesc tot ceea ce este pe placă, făcând-o foarte, foarte netedă. Nu reușesc să-mi fac o curățare extraordinară. Ceva țesut, dar din poziția aceasta nu reușesc să mă curăț cum trebuie. Bun, am zis că după remover trebuie să ne spălăm. Pentru etapa următoare, respectiv pilirea cu bufferul, care o să-mi facă placa unghiară extrem de netedă, și apoi îi voi da și luciu tot cu același buffer cu partea albă. Da, nu este curățată complet, dar nu pot să zic că mă deranjează atât de tare. Mai am ceva material. Gata. Și acum pilesc. V-am zis cu partea mai dură. La mine partea mov. La voi este posibil să aveți un buffer care să aibă aceeași culoare pe toate părțile, da? Și pilesc placa unghială peste tot. Pentru că vreau să fie netedă. Să elimin toate crăpăturile. Nu este destul de greu să lucrez cu stânga la dreapta sub cameră. Sper din suflet să înțelegeți ce fac aici. Nu pot să zic că fac o anumită serie de mișcări sau că pilesc într-un anumit fel. Încerc doar să nivelez suprafața unghiei. Deja, uitați, ea este mult mai fină. Crăpăturile s-au diminuat. Genul ăsta de buffer vă va ajuta și în zona cuticulei, în cazul în care nu reușiți să vă faceți o curățare extraordinară. Uitați, unghia mea are deja foarte, foarte puține crăpături. Mă rog, crăpături îmi plac. Ia să verificăm. Da? Arată bine. Arată sănătoasă. Ea nu este sănătoasă pentru că, de fapt, este subțiată. Placa mea unghială este, v-am zis, destul de dură, dar ale voastre nu sunt toate la fel, așa că nu va fi peste tot un caz atât de fericit. Cu toate astea, este o placă care, în comparație cu ce fel ar fi fost de la natură, este ușor traumatizată. Ea nu se vede foarte, foarte tare, da?
În cazul în care ar fi fost zona foarte roșie sau ar fi avut dâmburi foarte mari, ar fi însemnat că placa ar fi suferit mai mult, da? Mare atenție, când vă piliți materialul de pe unghie, să nu ajungeți cu pila și în zona cuticulei să faceți șanțuri, da? Pentru etapa următoare, ce putem să facem noi? Putem să întărim unghiile prin tratamente sau prin grosime cu ajutorul ojilor clasice. În cazul în care nu ne pricepem să ne lucrăm o ojă semipermanentă. Sunt deja câteva dintre voi care ați încercat varianta asta. Foarte bine, bravo! Deși nu recomand clientelor să-și facă treaba asta singuri acasă. De ce? Pentru că produsele din domeniul nostru sunt unele dintre cele mai toxice din ramura beauty și riscați să vă provocați alergii în momentul în care nu știți să le folosiți așa cum trebuie. În cazul în care totuși alegeți să vă faceți manicură cu ojă semipermanentă, vă rog din suflet să aveți grijă ca materialul să nu ajungă pe țesut, ci doar pe placa unghială, da? Bun. În cazul în care vreau să merg pe metoda clasică și să-mi îngrijesc unghiile cu tratamente sau cu lacuri, putem să folosim tratamente care sunt sub formă de lacuri și se pot aplica strat peste strat, sau tratamente sub formă de soluții peste care nu putem să punem lac, ci trebuie pe perioada tratamentului cu soluții să folosim doar acele soluții și în rest unghia să fie lăsată goală, sau putem să le combinăm. Pentru acest lucru, eu vă recomand așa. Folosirea soluției cu vitamina B5 de la Farmec este o soluție care întărește placa unghială, este foarte bună, dar este ușor periculoasă. Ea conține formaldehidă și trebuie să aveți mare, mare grijă atunci când o aplicați, să nu o aplicați decât pe 3 sferturi din placa unghială, să nu ajungeți cu ea în zona cuticulei, pentru că vi le va face praf. Pe românește, unghiile vor arăta ok pentru că se vor întări, dar cuticula va fi foarte urâtă, faldul se va crăpa, se va usca. Am observat cazuri la care pare că se umflă și trebuie să aveți mare, mare grijă cu treaba asta. Soluția se folosește în felul următor. Se aplică zilnic. Vă faceți un program ori dimineața, ori seara. Ea este sub formă lichidă, nu este ca un lac. Este ca o apă, așa, la textură. Se simte puțin rece pe placă în momentul în care o aplicăm. Eu o să fac procesul acum. Trebuie să o aplicăm în cantitate foarte, foarte, foarte mică pe placă. Și v-am zis să avem grijă să nu ajungă decât pe 3 sferturi dintre unghie, da? Să vedeți că ea se va evapora și nu va rămâne ca un lac. Bun. Tratamentul acesta îl fac în prima săptămână, zi de zi. În a doua săptămână, o dată la 2 zile. În a treia săptămână, o dată la 3 zile și tot așa. Pentru persoanele care au placa unghială dură, este recomandat să nu faceți tratamentul pe o perioadă atât de îndelungată, pentru că cele ce au unghia dură, groasă, da? Pentru că este o soluție care ajută la întărirea unghiei, unghiile vor deveni casante și poate mult prea dure, s-ar putea să vi se rupă tocmai pentru că sunt mult prea casante. Pentru cele care au placa unghială subțire, genul acela de foiță de țigară sau foiță de ceapă, mai spun unele persoane, puteți să-l folosiți pe o perioadă îndelungată. În schimb, la cele ce aveți unghii atât de subțire, recomandarea mea este să dați cumva rezistență plăcii unghiale și cu câteva straturi de lac. Recomandarea mea pentru perioada următoare este să folosiți, deși știu că poate nu vă place, lacurile cu sclipici. Puteți să folosiți orice porcărie pe românește, asta nu știu ce Dumnezeu este,
Îmi pare rău că trebuie să le fac reclamă celor de la Farmec și, mă rog, celor de la Golden Rosebud. Atât am găsit și noi prin comerț zilele acestea. Cu siguranță există tratamente și variante mai bune, dar m-am gândit la ceva foarte simplu pentru voi. Vă recomand aceste lacuri care conțin particule de sclipici. De ce? Pentru că particulele acestea, indiferent că sunt mai mici sau că sunt sub formă de paiete, da? Pentru că ele sunt din plastic, în momentul în care le aplicați pe suprafața unghiei voastre, ați văzut că ele sunt mult mai greu de îndepărtat. De ce? Pentru că se lipesc între ele unele peste altele și dau unghiei grosime. Știu că de cele mai multe ori sunt refuzate pentru că nu vă plac, dar dacă nu vă plac, măcar folosiți-le pe sub o culoare de ojă care vă place. Două, trei straturi din acestea, cu recomandarea să aveți destul timp de uscare între ele. Da? În momentul în care aplicăm două, trei straturi dintr-un sclipici sau orice culoare de ojă clasică, da? Fără timp de uscare între ele, se vor cauciuca. Așa, dacă tot avem timp la dispoziție, puteți să le folosiți chiar câte un strat pe zi. Puteți să vă dați un strat azi, un strat mâine, un strat poimâine. Da? Eu m-am dat aici acum ceva timp la unul dintre degete. Nu este cel mai grozav lucru, dar măcar știu că așa unghia mea rezistă. În cazul în care v-am zis nu vă place, puteți să-l acoperiți fără nicio problemă cu altceva. Atenție, această variantă este doar pentru ojile și lacurile clasice, da? În cazul în care vreți să vă faceți ojă semipermanentă, puteți să folosiți doar materiale profesionale cu specificațiile de pe site-ul de unde le luați, da? Acum, dacă vedeți soluția mea s-a evaporat pe 3 sferturi de unghie, ea mai este puțin activă doar pe vârf. La etapa asta, eu pot să-mi las unghia așa, să o hidratez foarte, foarte bine cu ulei zilnic și să-i aplic același tratament în fiecare zi, toată săptămâna. Sau pot să aștept să se evapore toată soluția, să aplic stratul de lac peste unghia naturală, acesta cu sclipici, și să-mi folosesc din nou soluția abia peste câteva zile când voi îndepărta lacul și voi schimba culoarea sau ce știu eu, materialul. Da? Adică noi putem să le folosim și combinate. Diferența este că soluția aceasta nu merge peste lac, ea merge direct pe unghia naturală. Dacă eu am unghia dată cu ojă, cu culoare și vin cu soluția peste, nu mă ajută la absolut nimic. Este logic, da, și clar că soluția poate fi folosită doar pe unghia naturală. Rugămintea mea este, vă rog din suflet, să folosiți ulei. Chiar dacă eu am făcut la mâna stângă curățarea cuticulei în trei feluri, da? În momentul în care voi aplica ulei, veți vedea că ele toate vor arăta bine. Pentru că totul ține de cum ne hidratăm. Degeaba ne facem curățări profesionale dacă nu și hidratăm zona respectivă. Știți, fetelor, v-am zis de o grămadă de ori, când vă dați cu ulei, nu vă dați și gata, sau facem mișcarea asta, da? Pentru că nu ne ajută. Important este să frecăm până când uleiul va intra de tot în piele. Va fi absorbit de piele în totalitate, da? Și atunci o să vedeți ce bine vor arăta unghiuțele voastre și cuticula și pielea și faldul, tot ce vreți în momentul în care veți freca foarte, foarte bine fiecare margine de deget până când va intra totul la locul lui. După cum vedeți, toate arată bine. Da?
Așa vă recomand și eu să nu vă chilăriți, să nu vă faceți răni, să aveți grijă de mânuțele voastre cum puteți. Și sper din suflet să ne vedem cât mai curând, sănătoși. V-am pupat! Pa, pa!